Trăim în plin război și îl numesc în această zi războiul mediatic. Pentru că diavolul știe care este puterea cuvintelor. Știe că mesajul poate avea o influență mult mai mare chiar decât armele, puterea propagandei. Nu vorbesc despre războiul din Ucraina. E doar o fărâmătură acolo. Dar. Puterea propagandei este enormă. Adică, mesajele care se transmit au un mai mare impact chiar decât bombele. De aceea, în această zi, suntem chemați, în primul rând, să conștientizăm că trăim în acest război, într-un război spiritual, că diavolul folosește arme, folosește metode, folosește strategii, folosește oameni folosește resurse și toate sunt împotriva noastră. Trăim în acest război și trebuie să-i facem față și biruința este doar a Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, Rapșache este un mesager un mesager din partea celui rău. Noi putem lua să facem o analogie între războiul acela, între asediul pe care Sanherib l-a făcut asupra Ierusalimului și lupta pe care a dus-o imperiul acela imens împotriva acestei țări. La fel. Putem face comparația aceasta între diavol și noi. Noi suntem asediați, suntem înconjurați, suntem așa cum ni s-a prezentat deja, întotdeauna expuși pericolelor de a fi descurajați, de a fi intimidați, de a fi amenințați. Cum am putea face față? Și putem înțelege, în primul rând, prin a, a conștientiza faptul că Rapsache încă transmite mesaje. Rapsache și-a schimbat astăzi forma în care transmite aceste mesaje, dar mesajul lui Rapsache este mai mult ca oricând actual. În primul rând, purtătorul acesta de, de cuvânt al împăratului, mesagerul diavolului, are un mesaj al aroganței. Este arogan. El expune superioritatea lui. Spunea el, n-ai tu atâția oameni cât am eu doar cai. N-ai putea tu nici cel mai mic dintre slujitori, cel mai slab dintre soldații mei, tu n-ai putere nici pe el să-l înfrângi. Adică cel mai slab din armata mea este mai tare decât cel mai tare din armata ta. Un mesaj intimidatoriu, superioritate numerică, politică, militară, din orice punct de vedere, își exprimă acolo și expune lista succesului. Punând toate cetățile cucerite și, într-adevăr, Imperiul acesta a cucerit zeci și zeci și zeci de cetăți. Este un mesaj al aroganței, arătând că este mai mare, mai tare, mai puternic, este superior. Mesajul lui Rabșac este apoi un mesaj al defăimării. Observați strategia lui. Expune în primul rând acest mesaj public, nu l trimite privat. De obicei există confidențialitate în mesajele diplomatice, există curieri speciali, mesajele în general nu se transmit folosind internetul sau poșta sau sunt totdeauna agenți care duc scrisori și totul se duce și totul se păstrează într-un plan cât se poate de secret linii, cât se poate de directe. Însă de data aceasta el folosește prapșache și duce mesajul public în fața cetății. Să audă toți pe limba lor și au spus ei la un moment dat, vorbește-ne, nu ne vorbi în limba iudaică, noi oricum înțelegem și limba ta, nu. Eu vreau tocmai tot să știe, pentru că mesajul era împotriva lui Ezechia și împotriva celor care conduceau, împotriva conducerii lui uh, Iuda. E un mesaj religios. Observați cum pune el problema. Dumnezeu mi-a zis, Dumnezeu m-a trimis. Dumnezeii celorlalte cetăți au capitulat, tu n-ai nicio șansă, ba chiar tu ești vinovat și după cum prezintă el, Rapsache spune cam așa, folosește bineînțeles o, o imagine destul de uh, uh, urâtă a ceea ce s-a întâmplat acolo în timpul acelui asediu, asediu, oamenii nu mai aveau ce să mănânce, oamenii nu mai aveau apă și au ajuns într-o stare critică. Și spunea, pentru asta, știți cine e vinovat de asta? Ezechia e vinovat de asta. Voi astăzi nu aveți ce mânca, voi nu aveți apă de băut, din cauza lui Ezechia. Acesta e mesajul de făimări. Rapsache n-are eh, acea sinceritate să spună că el este sursa răului. Că s-a că Imperiul Asirian este sursa rău. De asta oamenii n-aveau. Însă el vine, prezintă lucrurile altfel. Și cine e vinovat? Ezechia. De asta voi n-aveți ce mânca, de asta voi trebuie să vă mâncați ce mâncați aici, de aceea trebuie să beți ceea ce beți aici, pentru că Ezechia v-a pus să vă pună încrederea în Domnul, să vă răsculați, să vă răzvrătiți, să faceți război împotriva mea și de asta, de asta mesajul lui este un mesaj al defăimării al ponegririi celor care se încred în Domnul, al defăimării celor care își pun încrederea în Dumnezeu. Al treilea rând, în războiul acesta mediatic, mesajul lui Rapșac este un mesaj al amăgirii. Cu ce ne amăgește diavolul, cu ce a măgit Rapșac, el spune așa, supuneți-vă, plătiți bir, acceptați invazia noastră, acceptați să plătiți tributul și veți trăi apoi într-o țară ca a voastră. Într-o țară ca a voastră. Dacă ne vrei așa bine, de ce nu ne lași în țara noastră? De ce să ne duci într-o țară ca a noastră? Zugrăvește totul roz. Dacă vei face așa, vei trăi bine, veți trăi și nu veți muri. Același mesaj mincinos pe care șarpele în grădina Edenului l-a transmis. Hotărât că nu veți muri. Veți trăi, ba chiar veți trăi mai bine, chiar veți cunoaște mai mult, veți trăi mai bine decât în țara voastră, va fi totul mai bine. E mesajul amăgirii. Ezechia este o sursă a răului. Și apoi mare amăgire, cea mai mare amăgire era Domnul mi-a zis. Eu împlinesc voia Domnului. Ce s-a întâmplat atunci? Pentru cei care nu cunoașteți istoria și nu cunoașteți bine geografia și istoria biblică, în perioada în care vorbim noi, Israel era împărțit în două, regatul de nord și regatul de sud. Iuda avea doar două seminții, capitala la Ierusalim, iar cele zece seminții aveau capitala în Samaria. Ei bine, cele zece seminții. Samaria deja au capitulat, deja toți au fost duși în robie și vorbim de robia asiriană. Deja erau robi. Deja multe din cetățile întărite, puternice ale lui Iuda au căzut deja. S-a ajuns la Ierusalim. Și a rămas doar Ierusalimul, doar Ezechia cu Ierusalimul, în rest, toți au căzut în jurul lui, toate popoarele au căzut, totul a căzut. Și acum vine Rabșache cu mesajul, eu nu fac altceva decât împlinesc voia Domnului. El folosea, cum diavolul știe, întotdeauna diavolul folosește un sâmbure de adevăr. Puțin adevăr ca să îmbrace minciuna bine. Da, este adevărat că din pricina idolatriei Dumnezeu a îngăduit ca Israel Samaria, cumpărații aceia răi, să fie duși în robie. Da, ei erau un fel de înfăptuitori ai dreptății lui Dumnezeu. Și acum ei vin cu titlul acesta să se prezinte în fața lui Ezechia și să spună, noi facem voia lui Dumnezeu. Noi ne-a vorbit Dumnezeu. Noi suntem cu Dumnezeu, noi lucrăm cu Dumnezeu împreună. Aceasta este marea amăgire a diavolului pentru că el predică frumos, mesajul lui este un mesaj public, este un mesaj religios, se vorbește foarte mult despre Dumnezeu, îi spune degeaba, spui încrederea în Dumnezeu, voi l-ați părăsit pe Dumnezeu, cam asta insinuează acolo, spunând, voi, Ezechia, voi l-ați părăsit pe Dumnezeu. El face o confuzie. Ezechia a făcut o reformă. Ezechia a dărâmat toate altarele, pentru că oamenii au făcut ceva atunci, că de asta Dumnezeu a îngăduit cele zece seminții să fie duse în robie. Oamenii și-au făcut fiecare Dumnezeii lor personalizați, fiecare cu Dumnezeul lui, fiecare cu idolii lui, nu mai mergeau la Ierusalim să se închine, nu mai mergeau la casa Domnului și spuneau, lasă că facem noi ceva mai pe placul nostru, mai pe gustul nostru, mai pe cultura noastră, mai pe confortul nostru, să nu mai batem drum. Ce să mergem noi la Ierusalim? Și încet, încet s-au depărtat de Dumnezeu și oamenii nu mai mergeau în casa lui Dumnezeu. Și încet, încet, când face acasă, oricum, nu cu Dumnezeu și nu lui Dumnezeu îi se închinau și nu după cuvântul lui Dumnezeu se închinau. De aceea au apărut tot felul de idoli în toată țara lui Israel. Ezechia a făcut o reformă. Ezechia a stârpit toate, se numeau înălțimi. A stârpit toate înălțimile și a spus de aici înainte, toți la casa Domnului, toți la închinare la Ierusalim. Ei bine, că prea mesajul, uite, tu ai dărâmat altarele lui Dumnezeu, tu te-ai pus rău cu Dumnezeu, tu l-ai supărat pe Dumnezeu tocmai acum, când ai cea mai mare nevoie de Dumnezeu, tocmai acum tu l-ai supărat pe Dumnezeu dărmând altarele, folosind o amăgire, o, o minciună. O chiar știe și cu asta vreau să mă apropii și eu de încheiere, să spun ce ai putea face, ce poți să faci în fața acestui război mediatic în care cel rău te linșează efectiv. Răspunsul tău în primul rând, în fața războiului mediatic, răspunsul tău ar trebui să fie tăcere. Tăcere, tăcere de aur. Ezechia a dat o poruncă, va veni Rapșache, va transmite un mesaj, trebuie să spui, ai vrea să spui multe atunci, mușcă-ți limba. Nu spune niciun cuvânt. Au stat, au ascultat și au plecat. Sunt momente în viață în care dușmanul nu trebuie să primească nici un cuvânt. Să știi să taci, să știi să te abții, să nu spui nimic, chiar dacă ai avea mii de lucruri de spus, să te oprești. Tăcere. Pentru că sunt provocări. Pentru că pierd timp și vorbeam și duminica trecută despre neemia, n-am timp să vorbesc, hai să mergem să vorbim, să discutăm, n-avem ce să discutăm. Sunt persoane cu care nu trebuie să discuți și nu ai ce discuta. Sunt situații în care nu trebuie să ai absolut nimic de spus, chiar dacă ai avea, din punct de vedere uman, ai avea mii de lucruri de spus, să te oprești și să taci. Asta a făcut Ezechia. Nu i-a răspuns nimic. Când a venit mesajul acesta, toți cei care erau acolo s-au obținut, au tăcut și au plecat fără să dea niciun răspuns. Și asta pune mai multă presiune. De multe ori să știi că efectul tăcerii este mult mai puternic decât efectul răspunsului. Este mult mai puternic. Mesajul tăcerii, de cele mai multe ori, are mai mare impact, mai mare importanță, mai mare putere decât vorbele, decât să spui ceva. Și asta a făcut Ezechia. Dar în al doilea rând, ce a făcut în fața războiului mediatic, trebuie pocăință. Și au sfârșit hainele. Asta era un semn, un simbol al pocăinței. S-au smerit înaintea Domnului. Au spus, noi, noi avem nevoie de Dumnezeu în momentele acestea, apoi, în al treilea rând, rugăciune. S-au rugat. Așa cum ni s-a spus, Ezechia s-a dus cu scrisoarea aceea, cu mesajul care a venit, pentru că apoi Sanhirib a transmis un alt mesaj scris de data asta, o scrisoare, s-a dus cu scrisoarea înaintea Domnului. Și ce a fost frumos acolo, nu-i timp acum, dar este extraordinar ceea ce s-a întâmplat atunci, în fața celui mare, mare imperiu. Dumnezeu, nu numai că a ascultat rugăciunea, Dumnezeu a vorbit, l-a folosit pe prorocul Isaia, a avut un mesaj clar din partea lui Dumnezeu. Isaia le-a trans, transmis foarte clar. Încredeți-vă în Domnul. Puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vă va izbăvi. Se va întâmpla ceva în altă parte, vor pleca cu război acolo și în timpul acelui război, acolo, în războiul acela va muri. Și asta s-a întâmplat. Un mare imperiu a trebuit toată, toată istoria lui să se concentreze de acum în altă parte și cel puțin pentru perioada aceea, Ierusalimul și Iuda și Ezechia au fost scutiți. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Sunt situații în care n-are rost să vorbești cu oamenii, n-are rost să discuți cu ei, n-are rost să le răspunzi, nu trebuie să stai la vorbă cu dușmanii, dar stai de vorbă cu Domnul. Vino înaintea Lui. Tot ce ai de spus, spune-i Domnului prin rugăciune. Așa cum altădată a făcut Ana cu Penina. N-ai ce să discuți cu Penina, discută cu Domnul. Stai la masă cu Domnul. Stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu durerea ta, spune-i lui Dumnezeu amărăciunea ta, spune-i lui Dumnezeu, sau cum altă dată au spus și ucenicii, Doamne, uită-te la amenințările lor, Uită-te la cuvintele lor, uită-te la planurile lor și știm un lucru clar, că avem în cer un Dumnezeu. Rabșac a spus, unde sunt Dumnezeii Hamatului, Arpadului? Nu sunt Dumnezei. Amăgirea să-L pună pe Iahve alături de alți Dumnezei, dar ceilalți sunt nulități, sunt zero, nu există. Ori, Dumnezeul nostru există. El este în cear, face tot ce vrea, slăvit să fie în numele Lui. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, ne pregătim inimile și vrem să l lăudăm pe Dumnezeu. Invit frații slujitori să vină aici, să ne pregătim pentru lucrarea aceasta. Vrem să lăudăm pe Domnul cu inima noastră, avem câteva cântări. Corul bisericii va slăvi pe Domnul, apoi familia Acoban, soara Dorotea vor cânta în timpul cinei Domnului și ne rugăm ca binecuvântarea Domnului să fie și să rămână peste fiecare dintre noi. Recitesc cuvintele Scripturii în care Apostolul Pavel ne conștientizează încă o dată că fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să cerceteze inima noastră în această zi. Avem în față cina Domnului, ne-am rugat pentru ea, ne-am rugat și acum vom sta înaintea Domnului, vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua aceasta, să mulțumim Domnului, chiar dacă ne împărtășim sau nu ne împărtășim. Eu cred că fiecare dintre noi este dator să mulțumească lui Dumnezeu. Să mulțumească Domnului Iisus pentru că El a murit pentru toți. Chiar dacă astăzi nu toți se împărtășesc, Iisus Hristos a murit pentru toți. El vrea ca toți să fie mântuiți. El vrea ca toți să fie în cer cu El. De aceea astăzi toți ar trebui să avem dorința aceasta de a ne închina Lui, de a mulțumi Lui, de a-L sluji pe El, de a ne ruga Lui Dumnezeu să ne binecuvinteze.